Vedem să citim câteva versete din 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 17, pagina în Biblie 1202. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, și dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa, și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-L iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. La plecarea din biserica din Bosanci, frații m-au rugat să vă transmit vouă celor de la Ghiroda salutări sfinte, harul și pacea Domnului și din epistola sobornicească a lui Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Mă bucur să fiu pentru prima dată aici, mă bucur să fiu cu voi, mă bucur să fiu la adunare. Fețele cred că nu sunt total necunoscute, așa pe fratele Măcelaru sau Vali care au venit de la Timișoara. În rest, ne știe Dumnezeu pe toți, dar bucuria mea este deplină să știu că și aici Dumnezeu, în localitatea aceasta, are copii ai Săi. Eu m-am gândit mult, am meditat profund și mi-am frământat mintea cu o întrebare. Cu cât pe firul vieții să dea până ani, unul după altul, de ce oare Dumnezeu a îngăduit să ajung până aici? Și de ce Dumnezeu m-a lăsat să trăiesc pe pământul acesta, pe mine și pe voi? Văd și mai tineri ca mine, cred că sunt și mai în vârstă decât mine, deși eu sunt bătrân, că am ieșit la pensie de 3 ani și am ieșit de drept, fără șmecherii. Și tot m-am gândit așa eu, de ce Dumnezeu m-a lăsat pe mine și am găsit un răspuns pe care aș vrea să-l prezent și dumneavoastră. Care cred eu că a fost rațiunea lui Dumnezeu când mie îmi adaugă an după an și zi după zi? Că dacă Dumnezeu ar fi vrut să mă ducă pe mine în cer, cel mai pregătit pentru cer eram după botez. Când am ieșit din apa botezului, un stop cardiac și eram mântuit. De atunci au trecut zeci de ani și încă trăiesc și mereu aceeași întrebare. Ei bine, eu cred că atunci când Dumnezeu a creat universul acesta, tot ceea ce ochii noștri văd sau nu văd, spune Scriptura că la urmă l-a creat pe Adam cu un scop. Să facem un om după chipul nostru, după asemănarea noastră și el să stăpânească pe pământ. Adam a fost un om extraordinar. Teologii și unii oameni spun că creierul uman ar avea posibilități extraordinare. Dar prin căderea în păcat, Dumnezeu l-a limitat și funcționează într-o capacitate foarte mică. Gândiți-vă că Adam a avut puterea aceasta, înțelepciunea aceasta, să pună denumire tuturor animalelor, care erau mii de animale și multe alte demonstrații de înțelepciune. Gândiți-vă că în momentul când Dumnezeu l-a făcut din lut, s-a plecat asupra lui și a suflat suflare de viață în nările lui Adam, și când Adam a deschis ochii, prima dată l-a văzut pe Dumnezeu ăla nevăzut. Și că slava lui Dumnezeu era imprimată peste Adam. Dar Adam a pierdut slava lui Dumnezeu. Prin cea mai mare tragedie care s-a întâmplat sub soare, prin păcatul care a venit în lume, diavolul a reușit să-l dezbrace pe Adam de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu în supărarea lui s-a retras și a luat slava de pe Adam. Pe Adam și pe Eva i-o izgonit din grădină cu blestemele pe care dumneavoastră le știți
Și acum vine David și se roagă că în păcat m-a zămislit mama mea. Păcatul adamic s-a transmis genetic. Când noi eram în coapsa străbunului nostru Adam, când Adam a păcătuit. Și la împlinirea vremii, Dumnezeu a făcut un plan. A trimis pe Iisus urzitorul unei mântuiri veșnice. Și ne-a răscumpărat din păcat. Prima noastră naștere a fost greșită, a fost ratată. Dreptatea avea Adam să spună, sunt zămislit în păcat. Dar eu mă întreb, dar care-i vina mea că sunt zămislit în păcat? Care-i vina mea că m-am născut într-o fire păcătoasă? Care-i vina mea că m-am născut pe un pământ blestemat? Care-i vina mea că sunt sortit pe ei ca o turmă pe care o duce în măcelărie? Cu ce sunt eu vinovat în anul 1960 când m-am născut, nu? Care-i vina mea? Ei, și atunci Dumnezeu, care-i drept, a făcut un lucru. O spus, măi, te-ai născut greșit prima dată. Te-ai născut rău prima dată, eu recunosc asta, îți oferă o posibilitate să te mai naști încă o dată. Și asta se numește nașterea din nou. Ei, prin nașterea din nou ne-am făcut părtași firii dumnezeiești, da? Acum suntem născuți din apă și din Duh, suntem așezați în locurile cerești în Hristos, avem o altă proiecție, un alt traiector, avem o altă destinație, suntem cetățeni împreună cu sfinții. Tu ai experimentat nașterea din nou? Și prin nașterea din nou, noi am primit iară slava de la Dumnezeu și autoritatea. Știți ce mă gândesc eu? Că Dumnezeu ne-a lăsat pe pământul acesta ca niște ambasadori. Să-L reprezentăm pe El. Că El nu mai vine așa în chip angelic să înspăimânte lumea. Și acum lumea în 2015, bulversat, vedeți, migrația popoarelor acestora și tot ce se întâmplă, unii oameni își caută un refugiu în religie, în Dumnezeu și se întreabă, dar care-s copiii lui Dumnezeu? Și cum arată copiii lui Dumnezeu? Că eu pe Dumnezeu cel nevăzut nu-L văd. Și atunci vine Scriptura și spune că El ne-a lăsat pe noi aici la Ghiroda, da? Ca să-L reprezentăm pe El. Și Ioan spunea în versetul 17, din care vreau să predic în seara aceasta, cum este El, așa suntem și noi. Amin? Amin. Deci eu cred că Fiul lui Dumnezeu e așa ca mine. Tot așa crezi și tu? Ei, când au oameni nevoie de un model, mie mi s-a întâmplat, a spus, băi, arată-mi un pocăit. Eram la servici, eu am fost toată viața mecanic locomotivă, mecanicii locomotivă erau calificați că fură motorină mereu și mi-a spus, lasă-vă că toți mecanicii v-ați îmbogățit furând motorină. Și mi-a spus, omule, în 34 de ani n-am vândut un kil de motorină. Uite la mine, niciodată. M-ai văzut odată pe mine bând, m-ai văzut înjurând, m-ai prins cu o mințiună? El spune, nu, persoanele de față se exclud. Nu se exclud deloc. De alte persoane care lipsesc, eu nu vorbesc. Hai vorbește de mine. Un pocăit arată ca mine. Acum iertați-mă, nu-s chiar etalon. Nu-s arhanghel venit din cer. Dar am avut curajul acelui coleg al meu să-l înfrun și să spun, așa arată un pocăit exact ca mine. Tu ai curajul să spui? La Poarta Frumoasă era un olog, zicea acolo, și treceau două modele. Doi ucenici de-ai Domnului și-au spus, uite-te la noi. Exemplul personal contează extraordinar de mult. Când predicam eu o binecuvântare de copii din Geneza 48, spuneam că Efraim și Manase erau aproape de genunchii lui Iacob. Știți, Efraim și Manase se privea la Iosif, la tatăl său, ca la un înalt demnitar. În fața lui Iosif se proșterneau toți egiptenii. Tatăl să ne măsura greu cu pumnul și îi trecea în catastif pe toți acolo. Toți se plecau în fața lui Iosif. Și acum era momentul ăla solemn al binecuvântării. Și înainte, spune Scriptura, ca să-i binecuvinteze, Iosif a îndepărtat pe fiii săi de la genunchii tatălui său și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui Iacov. Eu cred că asta a rămas pe retină, a rămas în memoria copiilor. Omul ăsta, tatăl nostru, tot se aruncă cu fața la pământ înaintea lui. Și acum uite un bătrân cu cizme și cu căciună mirosind a oaie, cine o fi ăsta că tata se aruncă în fața lui? Și eu să le spun, ăsta e tata meu. Frații mei, exemplu personal contează foarte mult.
Tatăl a fost chemat acasă la vârsta de 84 de ani, cu câteva vreme urmă. Dar când el era în adunarea noastră pe ultima bancă, eu am făcut o declarație și o mențin. Să dea Dumnezeu copiii mei să mă asculte cum am ascultat eu de mama și de tata. Nu vreau mai mult copiii mei să mă asculte cum am ascultat eu de părinți. Poți să spui și tu așa? Asta înseamnă exemplu personal. De-aia ne-a lăsat Dumnezeu în Timișoara ca toată populația de pe malul Begăi să vadă cum arată un pocăit. Și dacă cineva vrea să vadă cum e o femeie pocăită, tu trebuie să spui, uite așa ca mine. Sau tu crezi că așa arătau femeile cu cernice? Alexandra și Maria, mama Domnului și celelalte femei arătau exact ca surorile noastre din adunare, mă întreb eu. Eu, într-un sat destul de religios, vis-a-vis de mine am două familii. În una din familie, o fată tânără a plecat la mănăstire, la un schit, de ani și ani de zile. Și acolo un fel de centru ortodox. Surorile lor, familiile lor, sunt îndoctrinate în religia ortodoxă. Și odată stăm în curte și trecea un om care vindea icoane. Cu sacul în spate, striga, haideți la icoane. Ei, vreo două fete erau studente, vreo două terminase școala, vreo 4-5 fete erau pe un tăpșan în fața porții mele. Și au venit s-o târguit cu omul ăla, dați-mi vă rog pe Maica Domnului. Și-o scos-o din sac pe Maica Domnului, dar una întreabă cât costă, o negociat prețul, dar e sfințită? Și ăla, da, uite aici, și-o întors icoana și-o arătat-o de ștampila metropoliei, e sfințită de părinte. Bun, mulțumesc, sănătate, sănătate. Merge omul ăla vreo 20 de metri, fetele astea se uită la icoană, se strigă, ei, vină încoace. Omul vine, ce s-a întâmplat? Păi mi-ați dat o icoană de la Maica Domnului de la catolici, eu vreau una de la ortodoxi. Ăla, da, stai că îți dau de la ortodoxi. Și schimbă icoana și pleacă mai departe. Eu sunt păstor pentecostal, dar nu știam diferența. Și mă duc și mă întreb, măi, fetele, acum, nu ironic, în modul cel mai serios mă întreb, care e diferența mama Domnului de la catolici cu aceea de la ortodoxi? Mi-a spus, domnul dragă, dacă ai fi uitat tale atent, mama Domnului de la catolici are o șuviță de păr scoasă așa, dar aia de la ortodox nu are. Și mă uit la el, e vopsit cu roșu, cu verde, cu galben, el vor icoanele să fie corecte, ele să nu fie corecte. Și atunci mă gândesc, Biblia vine și spune el, cum este el, așa suntem și noi. Cum au fost femeile cu cernice din vremea Domnului Iisus, așa sunt și surorile la Timișoara. Amin? Amin. Doamne ajută-ne, hai să spunem măcar așa. Deci eu cred că scopul pentru care ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ, să-L reprezentăm pe El în fața oamenilor, să avem în noi și peste noi slava lui Dumnezeu și toți care vor să vadă un model, să vină la adunare la Ghiroda și să vadă cum arată o femeie pocăită și un bărbat pocăit, o tânără pocăită și un tânăr pocăit. Doamne ajută-ne să fim modele. Amin? Ei bine, uitându-mă în Scriptură, spune cuvântul Domnului în aceeași epistolă Ioan, capitolul 2, versetul 29, ca să vedem cum este El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că și oricine trăiește neprihănire este născut din El. Sau 3:7. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit cum însuși este neprihănit. Cum e Domnul Iisus? E neprihănit. Cum îți pocăință din Timișoara și din Bosanci, de la noi? Îs neprihăniți. Neprihănit înseamnă fără prihană, fără păcat, despărțit de păcat și pus deoparte pentru Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, amin? Și acum ne uităm la fotografia celui neprihănit. Cum arată un om neprihănit? Și vorbeam azi, cuvântul Domnului spunea prin... Hai să citim în Eclesiastu, parcă, sau... Hai în Eclesiastu întâi. 12:10, căutăm un cuvânt, spune așa, cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.
Acum, iar mă repet, eu sunt crescător de animale, lucrez pământul, fermier acasă. Am văzut un frate de la noi, din adunare, proroc, predicator și un bun credincios. Mergea cu doi cai acasă, cu carul, căra niște saci cu grâu. Era cald, caii erau slabi, erau spume tot și el îi bătea în continuu. Dom'le, eu m-am uitat la dânsul și am spus, mă, ăsta-i neprihănit, oare? Că cel neprihănit sunt dură de vite. Acum voi la Timișoara, cred că încheiem subiectul ăsta. Dar mă mai spun ceva, am mers în Australia și o fată de la noi din Bosanci a fost măritată la Timișoara, nu știu cu cine. Din Timișoara, de aici, de la o adunare, a plecat în Australia, are două fete și una din fetele ei era logodită și o strica logodna. Eu am fost și la fata acasă și am fost și la băiat acasă. Și am spus, măi, de ce-i stricat tu logodna? Că nu e o cinste. Frate Dragoș, mie mi-a plăcut așa de el, dar el e un vânător pasionat din ăsta și m-a luat odată la o partidă de vânătoare, eu n-am văzut om mai crud ca logodnicul meu, sadic, chinuia cu plăcere. Și când l-am văzut ce inima are, am spus de azi înainte, la revedere, n-am nevoie de așa bărbat. Măi, dar să vezi că și în Biblie vânători, nu, frate, nu mă lămuri. Și despărțiți au rămas, ea acum e căsătorit, nu știu el, că am vorbit și cu el și cu ea. Măi, totuși Biblia spune că cel neprihănit se îndură. Are o inimă bună, are o inimă miloasă. Asta e un criteriu. Sau dacă vreți, hai să citim în Psalmul 37, este acolo un verset care dă de bătaie mult de furcă la pocăiți. Parcă versetul 21. Cel rău ia cu un împrumut și nu dă înapoi. Dar ăștia nu-s de la ghirod, dar la adunare. Dar cel neprihănit este milos și dă. Eu am judecat între frați și frați. Odată un frate, zice, frate, vin și mărturisesc, i-a dat banii la fratele și o să îmi dă 10%. Nu mi-a dat 10%, nu-mi dă nici banii ce care i-am dat, de unde ți-i dau, că nu am. Și eu spun, măi, dar ce să-ți fac, când ai împrumutat, când ai făcut contractul, ai venit la comitetul adunării, băi, vreau să împrumut bani cu dobândă la fratele meu. De acum ai treaba voastră, dar eu împart moșiile voastre aici. Dar totuși vă întreb așa, este vreo unul care are datorii la altul și nu i-a dat bani încă? Sau altceva, dator cu ceva, cel rău nu dă înapoi, să știți. Dar cel neprihănit îi milos și dă înapoi. Amin? Sau mergem în Matei 25:37, atunci va zice celor neprihăniți, veniți binecuvântați tatălui meu, că am fost gol, m-ați îmbrăcat flămând, mi-ați dat să mănânc și ei vă întreba, dar când s-au întâmplat lucrurile astea? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnat, mie mi le-ați făcut. Pentru că omul neprihănit e un om milostiv, un om care dăruiește, un om care ajută, care se sacrifică, care face bine. Suntem neprihăniți? Doamne, ajută-mă la aceasta! Și dacă ne comparăm cu modelul ăla ideal, urmați dar pilda lui Dumnezeu, da, din Tesaloniceni 4, ca niște copii prea iubiți, vedem cât bine a făcut Domnul Iisus Hristos și noi trebuie să fim milostivi și să ajutăm. Un om neprihănit îi chibzuit în cheltuirea banilor. Scrie în cartea, cât e Eclesiastul? Parcă în Eclesiastul, nu, sau în Proverbe, hai să căutăm prin Proverbe întâi, în 10:16, da, cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Vă place shopping-ul, mergeți la cumpărături, da? Eu am spus că eu am pocăit, îl cunosc, dacă stau la casa de marcat, când trece el cu coșul, eu îl cunosc pe la neprihănit și pe la rău. După ce o cumpărat el în coș. Odată îmi spune o soră de-a mea, măi, m-am întâlnit cu o fată de la noi, de la Suceava, stă în Italia, și de sărbătorile de iarnă au venit cu prietenul ei, cred că italian. Și avea multe cumpărături făcute, că italianul avea bani, banda aceea plină, pusă așa, coșul mare,
printre care avea și câteva sticle de vin pus în picioare. Fata aceea, când a văzut-o pe sora mea că vorbea, vorbea cu ea și lua sticle de vin și le culca. Și tot le culca și punea ceva marfă pe ele. Italianul se uita și iar le punea în picioare. Și a fost așa o luptă până le-a marcat și a văzut fata când a sora mea o văzut, știi? Acum în Biblia spune că cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău îl întrebuințează pentru moarte. Păi dacă tu îi duci și cumpi de alimentară sticlu cu vin, cum să gândesc eu că tu ești neprihănit? Sau o bere, cu sau fără alcool? Sau când te văd pe la electrocasnic, dacă te văd cu un fier de călcat, spun, Doamne, are o casă de copii și uite, le calcă cămășele la copii. Dacă nu o văd cu dită mai plasma de un metru pe un metru și spun că sunteți neprihăniți, parcă când întrebuiințezi venitul pentru moarte și nu pentru viață. Cel neprihănit își întrebuiințează venitul pentru câștig. Când mergeți de acum la cumpărat, uitați-vă la bine la un produs și spune, mă, un pocăit are dreptul să-l cumpere sau nu. Când vorbeam odată de rolul hainelor, că aveam o predică și am spus că, în primul rând, haina are rolul să ne acopere goliciunea. De asta ne îmbrăcăm și vara, că nu mai pot de cald și eu leacă splinuț, tot umblu îmbrăcat, știți? Tot umblu îmbrăcat, dar de ce mă îmbrăc? Doar nu mi-e frig. Primul rol al hainelor este să acopere goliciunea. Când Adam și Eva s-au văzut că sunt goi, au încercat ei așa să-și acopere goliciunea. O cusu niște șorțuri de frunză și a venit Domnul la ei și a spus, măi, ați încercat, dar nu-i de ajuns, mai mult, le-a făcut haine de piele. Niciodată să nu crezi că ești prea îmbrăcat. Domnul să vrea să acoperi goliciunea mai mult. Și acum eu spuneam, măi, te duci la bazar, la noi cel mai mare bazar din țară, sau te duci la un magazin să cumpere o haină. Păi te uiți la primul rol. Măi, haina asta îmi acoperi goliciunea sau nu mi-o acoperi? Că sunt haine care nu acoperi goliciunea. Și dacă haina asta nu mi acoperi goliciunea, păi eu nu eu, nu? Că nu își îndeplinește rolul care n-are haina. Că ăsta e primul rol. Apoi, știu, are și celelalte roluri secundare, să ne protejeze de intemperii. Al treilea rol are semn de distincție, nu? Haina are rol de distincție. Eu atunci mergeam la grădiniță, avem cel mai mic la grădiniță și eram la 100 de metri și spune, uite-l pe Sebe. Și eu spun la neva, dacă tu-l cunoști, ăla cu geaca ce-i roșă, dimineața i-am dat geaca ce-i roșă, el cunoște după geaca. Ei, când vine înspre mine o persoană, eu de la un kilometru văd dacă e femeie sau bărbat. Cum? Păi dacă e bărbat, e îmbrăcat ca un bărbat și dacă e femeie, e îmbrăcat ca o femeie, că haina are și rol de distincție. Nu e așa și la Timișoara? Și vine Biblia și spune, bărbatul să nu poarte haine femeiești și femeia să nu îmbrace haine bărbătești. Ce e așa de greu în pocăință? Dacă suntem neprihăniți, noi ne ținem de Biblie. Și în al patrulea rând, haina are rolul care ne place nouă, de podoabe, din 1 Corinteni 12, că părțile mai puțin frumoase ale trupului le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, ca să nu fie nicio deosebire. Deci când iei o haină, te uiți așa, acoperi goliciunea, mă protejează, e pentru mine ca bărbat și dacă îmi stă bine. Că asta e bun să stea bine. Eu când am făcut casă eram tare smerit. Și am vrut să-i acopăr casa așa numai într-o plasă, ca pe o stână, știi? Și nevastă mi-a vreo 3 zile tot plâns pe lângă mine, hai să-i facem așa un cerdac, ești mândră, ești așa, o să-ți pedepsească Domnul. Măi, până la urmă, când a venit meseriașul, a spus tot pocăit, măi, frate Dragoș, cum acoperim casa? Eu m-am muiet. Și am spus să spui nevasta cum să acoperim casa. Și el spune, frate George, Dragoș vrea să o acoperi, uite așa, într-o plasă, ca pe o stână, și eu am vrut să-i faci așa un balconaș. Și el spune, băi, vine la mine. Băi, eu știu că tu ești pocăit. Dacă îmi faci un gar la drum, fă-l drept. Când faci o casă, fă-o frumoasă. Dacă ești așa de pocăit, îmi spunea el mie, de ce nu te duci la fratele Costică Croitor, că avem un lucru, și spune, băi, fă-mi un costum, dar fă-i o gibă așa în spate, o gușă, să stea în spate, hai gibos, că eu sunt pocăit și n-am nevoie să-mi stea frumos. Și am învățat minte, când te duci, cumpări o haină, să stea bine, să te prindă, să fie elegant, material bun, dar asta e în ultimul rând.
în primul rând să-ți acoperi goliciunea, să poți veni la adunare, da? E un semn de distincție, să te protejeze. Doamne ajută de la aceasta. Acum noi când suntem neprihăniți, întrebuințăm câștigul pentru viață. Nu tot ce se vinde pe piață trebuie să cumpărăm noi, nu. Și cumpărăm numai lucrurile care trebuie să fie în casă la un pocăit. Doamne ajută-ne! Și apoi vedeți dumneavoastră că cel neprihănit e și binecuvântat material. Nu mai citeți versetele acolo, spune casa celor neprihăniți în Proverbe 3 va fi binecuvântată. În Psalmul 118 cu versetul 15 spune, strigă-te de biruință să înalță din cortul celor neprihăniți. În Psalmul 37, și asta vreau să-l și citesc, versetul 25, spune acolo un cuvânt, Domnul așa, am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea, pentru că cel neprihănit are pâinea de la Dumnezeu. Eu vă spun încă o dată, pâinea noastră nu-i la guvernanță Românie, pâinea noastră nu-i la politicienii țării, pâinea noastră nu-i la patronul la care lucrez, pâinea noastră e la Dumnezeu. Și dimineața mă ridic și spun, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-mi-o și astăzi, și Dumnezeu ne dă pâinea noastră, amin? Și cel neprihănit nu va fi părăsit, nici urmașii lui nu vor cerși pâinea, că Dumnezeu împlinește făgăduința. Fratele Beraru era bolnav în rădăuț, sta pe pat cu o durere groaznică de stomac. Și cu ultimele puteri s-a pus pe marginea patului, o deschis Scriptura în Psalmul 41, parcă, cu versetul 3, și a spus, Doamne, eu am împlinit versetul ăsta, de acum împlinește-l Tu. Și acolo spunea, cel ce îngrijești, fericit de cel ce îngrijește de cel sărac, când e pe pat de suferință, Domnul îi astâmpără durerea lui, îl vindecă de toate bolile. Și în momentul când s-a rugat așa, a trecut o putere de vindecare, s-a ridicat vindecat de jos. Că omul a spus, eu am împlinit, de acum împlinește-l tu. Vedeți, fraților, Dumnezeu împlinește cuvântul. L-am întâlnit pe fratele Vorobeț, eu am fost la el acasă, el a fost de noi, la noi de multe ori la adunare. 14 ani de Siberia, 7 condamnări au avut, bătaie din ce mi-a povestit omul ăsta, nu vă puteți imagina. Toate pentru pocăință. Spuneam și mama mea care e născut în 1930, născut în pocăință. Bunicul meu pe care l-am prins, l-am cunoscut bine, condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. A fost în februarie desculț, pe gheață și prin zăpadă, bătut în fiecare post, 4 ani și 8 luni, a stat în pușcărie, mama n-avea mamă și nu a mai avut nici tată, 3 copii orfani acasă cu bunicul la Cernăuți. Oamenii au adus pocăința asta cu sânge până la noi, cu sacrificii mari. Mi-aduc aminte de generația asta, erau oameni neprihăniți, erau oameni temători de Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a părăsit. Și spunea fratele Vorobeț, era un șef de celulă mare, puternic, tatuat, un luptător. Și avea acolo un raf de pâine, toate pachetele la el venea și avea o rezervă de pâine, iar eu nu mai puteam de foame. Și mai eram cu unul pocăit și ăla îi spune, Ioane, tu ești mai îndrăzneț, tu și cere o bucată de pâine. Și moșul se da jos, atunci era mai tânăr, a murit la 94 de ani, a fost un apostol, lucra Dumnezeu cu semne și minuni ca pentru un apostol prin el. Și s-a dus înspre șeful de celulă să ceară o bucată de pâine și a venit înapoi. Și spune, mă, dar de ce nu te-ai dus? Băi, mi-a spus Duhul Sfânt că am fost tânăr și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel neprihănit cerșând pâinea. Eu nu cerșesc pâinea. Și celălalt îi spune, frate Ion, dacă așa ți-a spus Duhul Sfânt și pe când ei vorbeau sub pătură, ăla se scoală, se duce în raft, ia pâine cât prinde cu mâna și vine la ei și spune, n-am mai mâncat și săturați-vă odată. Pentru că cel neprihănit nu cerșește pâinea. Sunt cerșitori de profesie, cerșitori care umblă pe internet. Eu nu știu să umblu. Dar sunt care cer ajutoare prin America, mă sună frate, ies un frate, uite pe internet, m-au contactat, băi, bine v-au căutat, eu nici nu știu să-l bag în priză. Dar cerșitorii ăștia știu să ceară pe internet, ăștia de profesie. Când cineva vine cu cerutul, puneți-vă un semn mare de întrebare asupra neprihănirii, că neprihănitul nu cerșește pâinea, celui neprihănit Dumnezeu i-o dă, amin? Frații mei, cum este el? Așa suntem și noi în lumea aceasta.
cum este El, așa suntem și noi la Giroda. Doamne, ajută-ne să fim așa. Și apoi citeam cuvântul Domnului în continuare și spunea așa, vis-a-vis de caracterul lui Dumnezeu, Dumnezeu e dragoste. Dumnezeu iubește, fraților. Da? Dă-mi o foaie înapoi și scrie 4:16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Acum eu mă întreb, cum stați cu iubirea? Aseară am predicat la Elim, la Timișoara, din Evrei 13:1. Stăruiți în dragostea frățească. Și am predicat ceva despre dragostea frățească în limita timpului care l-am avut acolo. Dar eu vă întreb, cum stați cu dragostea? Că spune aici, în 1 Ioan capitolul 5, versetul 3, că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Există o dragoste la nivel declarativ. Și e bună. Psalmul 18:1. Te iubesc din inimă, Doamne, Dumnezeul meu. Ai voie să-i spui nevestii, te iubesc. Nu-i păcat. Și nevasta are voie să-i spui la bărbat, te iubesc. Amin. Nu-i păcat. Fratele e meșter în declarații de dragoste. E cel mai în vârstă dintre noi și el ne învață pe noi cum trebuie să facem declarații. E, nici eu nu prea îi spun, da? Dacă predic, câteodată mai fac, trebuie să mai spun și la alții. Odată am avut un studiu cu familie, într-o adunare mare, și îi spuneam felul în care vorbim cu soția noastră. Scrie acolo un proverb, capitolul 5, parcă, fii tot timpul îmbătat de drăgălășeniile ei, căprioară iubită, cerboaică plăcută. Am spus, când i-ai spus ultima dată la nevastă? Sau i-ai spus vreodată, măi, căprioară iubită? Ei, eu am predicat, dar un frate o asculta, s-a dus acasă și nevasta nu a putut veni la studiu cu familie, era studiu numai cu familie, de-aia am predicat așa. Și se duce acasă, nevasta spăla vasele și el întreabă, ce faci, măi, căprioară plăcută? Și el întreabă, unde ai fost? Eu te-am trimis la adunare, unde mi-ai umblat? Păi nu, la adunare am fost. Și asta v-a învățat pe voi la adunare? Asta ne-a învățat un frate din România, eu eram în America când ne-a învățat. Și eu gândesc, da, nu-i chiar rău. Așa, când vorbim de dragoste, este o dragoste la nivel declarativ. Te iubesc, Doamne, din inimă. Și nu-i păcat ce spunea David. Și nu-i păcat să o spui nici tu, încă eu le-am spus, du-te la soția ta, care-i mai în vârstă și cu părul alb, mângâi-o pe păr și spune ce păr frumos ai. A să se înroșească ca la 18 ani. Să spui, da, slai, tăt, așa, a să scuze, dar să-i placă. Ei, exprimarea dragostei se face și verbal și trebuie să o facem și nu-i un păcat. Asta, la predica asta n-aveți ce striga aleluia prea mult. E mai degrabă o lecție de dirigenție. Dar poate o să prindă bine cuiva. Și acum vine cuvântul Domnului și spunea în același 1 Ioan și spunea așa, că mai facem un pas dincolo de nivelul declarațiilor, versetul 17, 3:17, dar cine are bogățiile lumea acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el dragostea de Dumnezeu? Dar noi avem o familie săracă, sora trebuie să nască, era luna noua, m-a informat cineva, că vezi că Maricica a fost la spital, trebuie să-i facă cezariană, nu are bani și o trimis acasă. Am luat un păstor din adunare și m-am dus la ea, era marți, și am întrebat, măi Maricica, n-ai născut? Nu, că n-am bani, că m-a trimis acasă, bărbatul nepocăit, era pocăit, bărbatul un rău, un bețiv, o și muri călcat de tractor, și mă uit eu prin casă și fratele care era cu mine spune, tu, Maricica, tu ai mâncat ceva? Și eu zic că am fost joi, duminică seara, la familia Zagan și am mâncat acolo. Și acum era marți. Mă, așa mi-a fost din ecaz, că la noi e un sat cu oameni bogați, cu surori bogate. Că știu că odată la o binecuvântare s-au nimerit să aibă două roci la fel și una s-a dus repede, s-a schimbat, că eu nu vreau să fie îmbrăcată ca cealaltă. Și de acasă, de la sora aceea, nu m-am dus acasă. M-am dus la o patroană din asta și am spus, băi, o să vă bată Dumnezeu, măi, că voi o să veniți la binecuvântare, că și tu ai copil mic.
Păi sora mare, tine, că o stați amândouă pe bancă. Tu nu mai știi ce rochiți să-i cumperi la fată și ce garderobă o pregătești cu o lună înainte și asta de două zile nu o mâncat. Acum ai drept că nu o știut nimeni, s-a organizat, i-a făcut salmale, mâncare, i-a dat bani, i-a născut, o trecut asta. Dar dacă tu ai bogățiile lumea acesteia, eu n-am nici după ajutoare la Timișoara, pentru că eu sunt un om bogat. Dar dacă tu ai bogățiile lumea acesteia și îți închizi mâna față de fratele tău, cum rămâne dragostea lui Dumnezeu? Cântați pe banca adunării, cântați amândouă la cor, amândoi la cor, slujiți amândoi în adunare, unul nu mai știe cum să-și cheltuiască banii, extravagandă și își etalează opulență, așa de departe îl vezi că e mare bogat. Și fratele de lângă el nu are bani să cumpere caiete la copii. Și suntem în adunare și Biblia vine spune cum este el, așa suntem și noi. Adică în el dragostea a ajuns desăvârșită, până la noi pe unde suntem cu dragostea? Când tu ai bogățiile lumea acesteia, dar îți închizi inima față de fratele tău. Știi de ce ne-a lăsat Domnul? Spuneam aseară la Elim, buletinul nostru, pașaportul nostru, actul nostru de identitate, știți care? Prin ce vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Dacă vă iubiți unii pe alții. Nu-i implicarea în slujire, nu-i pregătirea teologică, nu asta ne identifică ca ucenicii al lui Hristos, ci prin dragostea care o avem unii pentru alții. Și apoi venea cuvântul Domnului și spunea, copilașul, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și mai rămâne cu adevărul. Iubirea asta cu adevărul nu place tuturora. Odată spunea cu un frate, i-a venit nevastă, a cumpărat o rochie tare frumoasă și a venit să o aranja și a spus, scumpule, îmi stă bine cu rochia asta? Ia uite la mine. Și fratele era cel mai în vârstă, a pus așa ochelare, s-a uitat, a spus, îți stă bine, dragă, îți stă prea bine, dă-o imediat jos. Că nu-i rochie de femeie ipocăită asta. Dă-o, te rog, repede jos. Asta e iubirea cu adevărul. Atunci când vezi că soția ta nu trăiește pocăința, tu o iubești. Tu nu o vrei mântuită pe nevasta. Tu iubești copiii tăi extraordinar. Tu nu-i vrei mântuiți pe copiii tăi? Și dacă îi vrei, de ce nu le spui adevărul? Am fost invitat odată în județul Bihor, nu spun adunarea, la o adunare, la o căsătorie. Un văr drept de al meu s-a căsătorit. El la 40, el la 30 ceva. Și m-a invitat, văr drept cu mine, m-am dus și eu la nuntă. Trebuie să merg după mireasă. Frate, aici păstorul merge după mireasă. Eu zic, băi, am ajuns la timpul de rugăciune, vreau să prind și eu timpul rugăciunii, mireasa vine, dacă are 40 de ani, vine singur, lasă, dați-i pace, nu mai mergeți. Dar nu le stric obiceiul. S-au dus, măi, când intru în adunare, toate surorile în vârstă erau cu niște baticuri negri, bă, o rugăciune, vorbire în limbi, cântări în alte limbi, prorocii, așa m-a prins fiorul. Și pe când era rugăciunea aceea mai înflăcărată și învărsam focul, aud muzica, trompete, acordeoane, vine mireasa. Și-o invadat adunarea partea tânără, care însoțeau mireasa. Bă, numai breteni, numai minijupuri, fără baticuri, fără... Eu am crezut că-s prieteni. Când le pune să cânt în cor, tăti trec și cânt în cor. Ei, când le-am pus la predică, știi cum am început predica? Fraților, eu am vrut să văd aici o biserică și văd două. Văd o biserică de surori mai în vârstă care seamănă cu a noastră, îmbrăcate frumos, pline de Duhul Sfânt, deci femei neprihănite. Și văd o biserică tânără care nu seamănă cu a noastră. Că la noi cele tineri seamănă cu cele în vârstă, numai că sunt un pic mai tineri. Dar în rest seamănă. Dar zic voi, astea, mă uit la voi, surori cu batic negru, mai înainte, vorbeați în limbi. Esteți fetele voastre, de la voi din casă au ieșit. Apoi un frate spunea, vorbește frate, vorbește, eu n-am nici să stric nunta. Dar trebuiau spuse câteva lucruri și ei le-am spus că eu mă tem de Dumnezeu. Ei bine, frații mei, acum vine cuvântul Domnului și spune, iubiți cu adevărul. Când stă bărbatul sâmbătă seara la mici, când joacă nu știu cine joacă, și duminică îl pune fratele la un îndemn de rugăciune, tu ca nevastă îi spui, băi, închide televizorul și pune mâna pe Scriptură, nu ți-i rușine.
Nu-ți vii rușine, mă, stai, urmărește-te telenovele, tăte meciuri, le știi, ești la punct cu tăte și în adunare. Vrei în comitet, vrei să ai har, vrei să te asculte adunarea. Ce să asculte adunarea? Dacă iubiți pe bărbații voștri, închideți-le butoanele și puneți-le să se roage, puneți-le să citească în Scriptură. Asta înseamnă să iubești cu adevărul, că îl vrei și pe el în rai. Dacă iubiți pe bărbații voștri să nu merg la pescuit, să se la juca tenis și la mici când e adunare, când e rugăciune. Când aveți voi seara adunare? Joia? Așa? Și voi iubiți adunarea? Și să-i adunare plină joia? De ce? Ajungem și acolo. Ajungem și acolo. Dacă tot am venit odată la voi, eram într-o adunare. Și fratele, înainte de a predica, tu spunea, frate, ai un număr de telefon. A, măi, dar eu nu știam ce spune. De numărul, că vreau să te mai chem odată. Și tu, mă, că Junia, spune, lasă-mă, omule, în pace. Lasă-mă să predic odată și poate nu mai vrei numărul meu de telefon. Acum o vedea dacă mă mai chem așa două oară. Când iubiți, iubiți la nivel declarativ, vorbiți frumos între voi, iubiți cu fapta, deschideți-vă inima, dar iubiți și cu adevărul. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Uitându-mă la Hristos, am remarcat ceva interesant. Era o profeție despre El și spune în cartea Isaia, capitolul 11, versetul 3. Vreau să citim versetul acesta. Am spus parcă Isaia, 11 cu 3. Da. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Prima parte a versetului. Mă uitam la Domnul Iisus Hristos și El spune cum este El, așa suntem și noi. Plăcerile Lui sunt și plăcerile noastre, nu? Și atunci acolo spune, plăcerea Lui era frica de Domnul. O componentă a bisericii primare, fapte 9:31. Biserica se bucura de pace, se dea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. În biserica primară era multă frică de Domnul. Acum eu vă întreb, cum stați cu frica de Domnul? Plăcerea Lui la mine a fost tare greu de înțeles. Plăcerea să-ți fie frica. Păi plăcerea parcă e altceva, nu-i frică. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Și atunci am trebuit, studiind-o așa problema plăcerilor, am încercat să le pun pe trei liste diferite. Am spus prima listă, plăceri păcătoase. A doua listă, plăceri sfinte. Și a treia listă, plăceri, punct. N-am știut unde să le pun. Nici la păcătoase, nici la sfinte. Plăceri păcătoase sunt, nu? Evrei 11:25. Moise n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, că păcatul are o plăcere în el, dar e o plăcere de o clipă. Și de clipa asta ar dura ca la Metusala, peste 900 de ani, îi tot o clipă. Pentru că păcatul are în el o plăcere, că de-aia îl înfăptuiești, că e plăcut la început, dar plăcerea asta numai atâta, o clipă, după aia regret, remușcare și o pierzare veșnică. Moise n-am vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Sau 2 Tesaloniceni 2:12, pe acei care și-au găsit plăcerea în nelegiuire. Unii își caută plăcerea în nelegiuire, nu? Spune în Proverbe, acolo, hai să și citim cuvântul Domnului, în câte 1, în 1:22, până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura. Sau în 2:14, care se bucură să facă rău și își pun plăcerea în răutate. Unora le place batjocura, dar ăștia nu sunt nici pocăiți, nici pocăite. Eu nu cred că aveți în adunare oameni din ăștia să le place să batjocorească. Vi s-a întâmplat odată la un sfat de comitet, la o adunare generală, să se ridice unul să batjocorească? Păi el nu face așa. Lui nu i s-a auzit glasul pe uliță, spune Isaia, da? Și cum este el, așa suntem și noi.
Sunt plăceri păcătoase, le place rău. La unii le place rău, se întâmplă rău, se vadă că e rău, nu? Psalmul 68 cu versetul 30, unora le place argință. Sau tot acolo spune poporul la care le place sâbatele, la unul le place bătaia, să agresiv. Vouă vă plac argință, vă plac bani. Eu am o predică despre, numai despre bani, nu predicăm în seara asta, da? Ei, dar sunt plăceri, dar spunea Pavel în Timotei 1 cu 6 cu 10 că iubirea de bani e rădăcina tuturor elor. Și în Evrei 13 cu 5, nu fiți iubitori de bani. Și alte versete care ne duc cu gândul acolo. Deci astea sunt plăceri păcătoase. Doamne, păzește-ne de ele. Amin? Sunt plăceri sfinte. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bașocoritori, ci își găsește plăcerea. Măi, voi vă găsiți plăcerea în legea Domnului? Vă găsiți plăcerea în Scriptură? Care o cititați din Scriptură? Spunea cineva, eu v-am povestit ce am pățit cu Biblia. Am fost în adunarea din Știrbăț, mă uit la ceas, am fost în adunarea din Știrbăț și m-a pus fratele Radu Huțu să predic. Am predicat o oră despre lumină și întuneric. L-am pregătit și am citat 10 de versete. După aceea, mai erau 10 minute, s-au ridicat fratele Radu și a spus, fratele, mai sunt 10 minute, să uita așa la ceas. Să ne vorbească și fratele Ștefan Sacaliuc. S-a ridicat fratele Ștefan, atunci avea 84 de ani. Noi și l-am văzut, s-a lipit cu spatele de perete și a început să predice cam așa. Fratele Dragoș ne-a vorbit de lumină și întuneric. Dar eu îl rog pe dumnealui să mai citească din Genesa capitolul cu versetul. Pac! Să citească acum din Țefania. Acum citește, frate, din Apocalipsa. Și îmi mai dă din cap, așa, încă vreo 20-30 de versete, pe de rost. Nu asta m-a uimit, că am întâlnit oameni ce știu Scriptura. M-a uimit când a spus, fraților, știți că am 84 de ani și de peste 40 de ani sunt orb și nu văd nimic. Eu la omul ăsta am fost la mormântare, la 92 de ani am predicat la mormântarea lui. După aceea eu am mai trăit încă 8 ani de zile de când l-am cunoscut. Asta m-a terminat. Când a ieșit afară, nevastă îl ducea de mână. Frate Ștefan, matale, nu vezi, nu văd mai frate deloc. De unde știi așa de bine Scriptura? Și el spune, frate, în ziua în care am orbit, am avut un accident, mi-am dat seama că am rămas orb, am făcut o înțelegere cu nevasta. Terminând mai repede treaba, sta la țară, avea animale și în fiecare seară îmi citește o oră din Scriptură. M-am dus în mașină și am plâns, am plâns, am pus capul pe volan și am plâns. Eu am schițe de predici, am caiete cu predici, am concordanță, am dicționar. Și omul ăsta care avea 80 de ani, de 40, 84, de 40 de ani nevastă să-i citea o oră din Scriptură. Și în rai o să vrem lângă dânsă, nu? În rai o să vrem lângă dânsă și lecția asta, așa m-o smerit și n-am să o uit niciodată, niciodată. Ei bine, cât citim noi în Scriptură? Ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Chiar vă găsiți plăcerea în legea Domnului? N-aveți alte plăceri? Am întâlnit o soră care spunea, frate, pe acasă mă uit la știri, numai la actualități mă uit. Eu dacă nu mă uit, nu pot, așa zic curioasă. Mi-a spus, soră, dar să-l spun eu, să-l spun și pe cel din mâine, dacă vrei. Eu le știu și pe cel din mâine. Un accident, un incendiu, asta e. Din zeci de ani, aceleași știri vă hrănesc pe voi. Și Biblia e neglijată. Scriptura asta, Sfânta Scriptură, e colbăită în casele noastre. Știm să navigăm pe internet, avem conturi pe Facebook, avem prietenii cerute la sute de oameni și fani, dar nu știm să citim în Scriptură. Și cineva spunea, asta e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Eu am spus, când eram tânăr, făceam liceul la Brașov, am mai scris și eu. Dar 3 zile făcea scrisoarea până la Suceava și 3 zile făcea scrisoarea înapoi. Și aveam un fel de plic cu roză care le primeam, eu cunoșteam scrisul. Și cam joia venea. Și când primeam scrisoarea aceea, eu o desfăceam și primul lucru o citeam. Și mi-aduc aminte, o dată mergem citind și râdem și mă bucuram și am dat capul de perete. Și m-am întors înapoi și nu m-am mâniet. Am mers mai departe citind. Era o scrisoare de dragoste. Da? Și asta e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Și noi nu citim scrisoarea. Niciodată mie, adolescent, atunci în liceu, nu mi-a trecut prin minte să spun
Azi e joi, am primit o scrisoare de dragoste, o pun în dulap și dacă am timp duminica să o citesc. Nu niciodată. Era mai importantă aceea decât asta? Nu era mai importantă. Dar am uitat prioritățile în viață. Frații mei, sunt plăceri sfinte. Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, nu? S-a citit. Sufletul meu suspină, tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea strigă către Dumnezeu, până și pasăre găsesc acolo un loc și rândunica un cuib unde își pune puie. Ah, altarele tale, Domnul, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferici de cei ce locuiesc în casa ta, că e tot mai poți să te laude. Îți place adunarea? Da? Joi seara vă place adunarea? Și veniți, nu? Eu am o predică, am intitulat-o Prezența la adunare, mai mult un studiu, și am pus-o pe 4 capitole, așa ca să fie înțeleasă. 1. Motivația. Ce ne aduce pe noi la adunare? Și aici iarăși am câteva lucruri care ne aduce la adunare. Prima motivație ar trebui să fie plăcerea. Cât de plăcute sunt locașurile tale. Mă bucur, Psalmul 122, când mi se spune, haide la casa Domnului. Psalmul 133, iată ce plăcut. Și dulce să locuiască frați împreună. Aveți plăcerile astea sfinte? Amin, slavă Domnului. Bun, hai mergem la tabelul 3, că aici eu m-am încurcat. Plăcerile păcătoase le știu, mă păzesc de ele, Doamne ajută-mă. Plăcerile sfinte le știu, mă bucur de ele și Doamne ajută-mă. Dar am ajuns la plăceri. Și aici m-am încurcat, aici e marea problemă. Genesa 2 cu cât cu 9, Domnul a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcut la privire. E plăcut la privire, da? Simțul cromatic. Măi, dacă îmi place să mă uit la ceva, e păcat sau nu e păcat? O, la destrăbălări. Un tablou de Picasso. Da? Sau de Lucian, hai ca să fii de la Botoșani, pictorul nostru, mai moldovenesc. Oare e păcat? Sau îmi place să văd o privire, știi, frumoasă, așa? E păcat? Plăcut la privire. Sau 2 cu 16, plăcut la mâncare. Poți să mănânci după plăcere. Mie îmi plac cartofii prăjiți. Oare e păcat? Nu. Sau dacă vreți, Genesa 8 cu 21, o adus o jerfă, un miros plăcut înaintea Domnului. Îmi place un săpun bun, să miros. E păcat? Sau ceva l-a auzit, Fapte 6 cu 5. Lucrul acesta a plăcut întregii adunări. Nu, e păcat să auzi ceva care îți place? Sau 2 Cronici 26 cu 10. Luozia îi plăcea să cultive pământul, plăcerea unei profesii. Știți că sunt oameni care fac o meserie cu plăcere? E păcat? Unul spune, măi, îmi place să șofez. E păcat? Sau vă mai spun o plăcere? Asta o citim. O găsim în Ieremia, în capitolul 14, hai să o citim, cu versetul 10. Iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încoace și încolo. La ce vă duce voi gândul? Să vedeți niște oameni care aleargă încoace și încolo, nu-și cruță picioarele. Măi, dacă ar fugi numai încolo, ar ajunge undeva. Dar eu am văzut oameni și pentecostali. Fug încoace, fug încolo, iară se întorc încoace, iar încolo. I-ați văzut vreodată? I-ați văzut? Ce joacă fotbal? Încoace și încolo. Și nu-și cruță picioarele. Dacă eu le-aș trage la fratele Livu piciorul acum, mă duce la Consiliul Bisericesc. Măi, oameni buni, l-am pus la ambor și mi-o tras un șpiț. Ce cu omul ăsta? Dar eu am văzut oameni care își trag pe picioarele tale, se julește, ridică, îl strânge în brață și pleacă mai departe. Adică ia pe stadion, nu-s mai pocăiți ca noi? Ei nu-și cruță picioarele. Aleargă încoace, aleargă încolo. Dar aici ai dat și răspunsul. La celelalte dăm noi răspunsul, dar aici vine Biblia și spune așa. Domnul n-are plăcere de ei. Deci de tineri ăștia. Acum nu mi-ar fi nici necaz tare. Dar eu am văzut
pocăinți care așa fugeau și unul zicea, fugi, băi, fugi, fugi, el, fugie tare. Și văd la adunare la 9:15 au când veni, dacă aș vedea un pocăit întârzie la adunare, că fuge cât și poate el, l-aș lăsa să joace și fotbal pe cea. Să văd că întârzi la adunare și vine ultra transpirat, numai să prindă ora 9 duminică dimineața. Măi, ăla ar avea circunstanțe atenuate, băi, fuge la adunare, fuge și acolo. Dar la adunare venim când și când, suntem așa tare comozi, întârziem, nu fuge unul la adunare, acolo te-ți fug. Și spune că le place să fugă încoace și încolo. Închei tabelul cu plăcerile astea. Plăceri sfinte, plăceri păcătoase și plăceri. Dar trebuie să o rezolvăm. Despre Domnul spune că plăcerea lui era frica de Domnul. Cum rezolvăm noi problemele astea, plăcerile astea? Mergem 1 Corinteni 6 cu versetul 12 despre îngăduința creștină. Și acum vine și spune așa. Toate, aplicăm primul principiu, principiul utilității. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de... Măi, dacă e de folos, îl fac, dar dacă nu e de folos, nu-l fac. Cartofii de prăjiți ar fi de folos? Ce spuneți? Da. Nu? Da. Eu zic că da. Că dacă mi-e foame, hai, borș cu carne, e de folos? Că îmi place, îl luăm. Ăsta e de folos că te hrănește, că dacă nu mănânci, nu? Dar celălalt, fugi încoace și încolo, fără adresă, e chiar de mare folos? Ăsta nu e de folos. Primul principiu care îl aplicăm la toate plăcerile. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Din toate astea, noi le facem numai pe cele care sunt de folos. Și acceptăm plăcerile care ne sunt folositoare vieță. Amin? Al doilea principiu, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Principiul dependențe. Sunt plăceri care creează dependență. Mă întreabă frate Drauș, îi păcat să bei cafea? Dar unul spunea altceva, frate Dragoș, îi păcat în ziua de post să beau cafea? Că dacă nu beau cafea, mă doare capul. Voi ce spuneți? O crea dependență. Dacă bei o cafea, eu nu beau, că nu beau. Dacă bei o cafea, eu nu te condamn, stai lângă mine și beau. Dar când depinzi de ea, sunt plăceri în spatele cărora sunt postate duhuri. Plăceri păcătoase. Și nu le spun acum toate. De la jocurile de noroc până la pornografie și până la alte, creează ca și țigara și drogurile dependențe. Când o plăcere din asta creează dependență și nu poți fără ea, e păcătoasă, să știi. Și atunci spune, toate lucrurile sunt îngăduite, nimic nu pune stăpânire. Mai aplicăm un principiu de 1 Corinteni 10:23. Toate lucrurile sunt îngăduite și partea a doua, dar nu toate zidesc. Principiul consolidării. Plăcerea asta mă zidește duhovnicește. Dacă nu mă zidește duhovnicește și nu zidește nici biserica, nu o primesc în viața mea. Să ne dea Domnul multă înțelepciune, amin? Și acum după ce rezolvăm problema plăceri, plăceri sfinte, plăceri păcătoase și plăceri. Și la plăceri aplicăm principiile astea. Urmează, și cred că mă voi opri, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Probabil despre acest verset altă dată sau niciodată, pentru că nu știm dacă ne-o mai întâlni acum sau nu. Ce am vrut eu să vă predic în seara asta? Rostul trăirii voastre aici în Banat este să reprezentați pe Dumnezeu. Cum este El, așa suntem și noi. Cum credeți voi că era mama Domnului și femeile cu cernice, așa să fiți și voi. Cum credeți voi că erau apostolii și ucenicii Domnului, așa să fiți și voi. Și dacă a întrebat vreodată în Ghiroda, măi, cum arată o pocăită, tu să te ridici și spui, uite, așa ca mine arată o pocăită. Se îmbracă așa ca mine, vorbește așa ca mine, trăiește așa ca mine, în neprihănire, în dragoste și plăcerea noastră este frica de Domnul. Să ne-o dea Domnul tuturor. Amin. Am numărul de telefon a fratelui Dragoș, nu trebuie să-l cer.
Sigur că trebuie să mărturisesc încă o dată. Am dorit să fie mai de mult la noi în biserică, la o campanie de evangelizare și era și perioada în care Dumnealui lucra, sunt ani de zile încă de când insist pentru lucrul acesta, nu-mi rămâne acum decât să fiu mulțumitor lui Dumnezeu pentru oportunitatea să fi fost în această seară împreună cu noi și zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Și îi mai așteptăm pe la noi Dumnezeu să-i ajute. Amin. Mai e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm în această seară. La învonul bisericii au venit mai multe dorințe să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei în suferință. Și am vrea să facem această rugăciune, însă îl chem pe fratele Dragoș să vină cu câteva învățături specifice pentru această lucrare și apoi când Dumnealui va termina aceste cuvinte de învățătură și de îmbărbătare pentru cauza pe care am amintit-o, vom intra în această rugăciune pentru cei care sunt bolnavi. O parte sunt aici, o parte sunt acasă. Eu îmi cuprinde pe toți în această rugăciune. Așa, frate Dragoș, vă chem să veniți din nou. În ce privește rugăciunea pentru cei bolnavi, nu am înțeles dacă sunt dorință ca să facă sau nu să facă ungeri cu ungere. Noi nu căutăm bolnavi prin adunările în care mergem, în schimb ne-am rugat de multe ori pentru cei bolnavi. Dumnezeu a ascultat rugăciunea fraților și personal aș putea să vă povestesc multe minuni pe care le-am văzut cu ochii mei. Cu mult ani în urmă, eram în anii tinerețe, am avut o descoperire pentru o soră de la Dealul Mare, Dorohoi. Bărbatule, te voi face martor a unor lucrări și minuni pe care tu ai să le vezi cu ochii tăi. Am avut mulțumire că atunci când Dumnezeu lucra prin anumiți frați, eu să fiu și eu acolo martor. Și întotdeauna m-am bucurat. Acum când vorbim de, nu știu dacă sunt, am fost surprins într-un fel, dacă sunt rugăciuni și ungeri cu un de lemn, vreau să vă spun că ungerea cu un de lemn se face în două situații diferite. În Iacob, capitolul 5, versetul 13, în jos până la versetul 16, Iacob spune așa, este printre voi cineva în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte cântări de laudă, este printre voi cineva bolnav să cheme prezbiterii bisericii să roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cei bolnavi și Domnul va sănătoșa și dacă au făcut păcate vor fi iertate. Așa, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ungerea cu un de lemn și rugăciunea pentru cei bolnavi se face în două situații diferite. Pentru că cineva s-ar putea să spună, frate Dragoș, Iacov spune dacă e cineva bolnav, se subînțelege că e acasă și cheamă pe prezbiterii biserice. Voi de ce faceți ungeri în adunare? În Marcu, în capitolul 6, versetul 12 și 13, Domnul Iisus Hristos a trimis pe ucenici în lucrare și spune, ei au plecat, propovăduiau Evanghelia, scoteau mulți dragi, ungeau cu un de lemn pe bolnav și îi vindecau. Ungerea asta cu un de lemn se face la slujirea publică, în serviciu de evangelizare. În timp ce ei predicau Evanghelia, Dumnezeu îi însoțea, scoteau dragi din cei demonizați și ucenicii ungeau cu un de lemn pe bolnav și îi vindecau acolo. Deci sunt bolnavi care vin la adunare. Eu întreb, diabetul este boală? E boală! Și vin frații, surori la adunare cu diabet. Vin! Sunt bolnavi, ca să spun așa, foarte bolnavi, imobilizați la pat, acolo se aplică Iacob 5 cu 13, cheamă pe prezbiterii biserice.
Sunt bolnavi care vin la adunare și doresc să li se facă ungerea cu un de lemn. Și acestor frați, noi trebuie să le slujim cu lucrarea aceasta. Când ne uităm acum la lucrarea din Iacov, veți vedea dumneavoastră că noi trebuie să știm câteva lucruri. Este printre voi. Înseamnă că omul ăla este membru într-o biserică și recunoscut de ceilalți. Nu-i luăm de pe stradă chiar să le facem actele de cult, așa cum au unii pretenții. Zic eu, nu-s pocăit nici eu, nici bărbatul, dar aduc copilul la binecuvântare, că știu că e bun. Păi dar pocăiești și adră, că așa se binecuvântați pe copiii lui Israel până la toată urma, nu? Este printre voi cineva bolnav? Deci omul ăla trebuie să facă parte dintr-o adunare, să cunoască și să recunoască pe prezbiterul adunării. Să știe cine-i prezbiter și să-l recunoască. Noi ne-am întâlnit cu situații când ne-au chemat în familie, în foarte multe sate, acolo, nu în fiecare seară, dar foarte des, suntem solicitați să ne rugăm pentru cei bolnavi și mă duc, spun, soră, dar prezbiterul adunării, nici nu-l chem, frate dragul. Păi dacă nu-l chem, nici nu mă rog, la matale e problemul cu sufletul, după aceea e cu trupul. Nu, că prezbiterul nostru, asta nu știu, să cheme prezbiterii bisericii, cheamă-l aici. Noi nu uzurpăm autoritatea bisericii locale, nici a prezbiterului. Înainte de a te vindeca Domnul de fierii, întâi trebuie să ai relația bună cu frații, cu slujitorii din adunare, să-l cunoști și să-l recunoști. Și în al treilea rând, să chem. Noi știți, facem ca femeia cu scurgere de sânge. 12 ani cheltuim tot ce avem și la urmă ne întâlnim cu Domnul. Spunea odată un bolnav la cineva, a venit păstorul azi la mine, doctorul a venit alaltăieri, medicul de familie de alaltăieri a venit. Și păstorul a întrebat, v-a vizitat așa el din proprie inițiativă? A, nu, sunt bolnav și l-am chemat. Dar de ce nu m-a chemat pe mine? Că și eu vineam. Deci noi ne cheltuim averea, relații, fugim la Timișoara, pe mine asta mă doare. Odată spunea Duhul Sfânt unei biserici, v-am dat o binecuvântare, cum era, o armă cu care să luptați, v-am dat ungerea cu un de lemn și voi n-apelați la mine. Era odată cineva în necaz și a spus, eram lângă el, așteptam să mă cheme să-l izbăvesc și nu a vrut să mă cheme. Este cineva bolnav? Să cheme pe prezbiteri și să se roage pentru el după ce vor face ungerea cu un de lemn. Prezbiterul trebuie să-și cunoască oile. Prezbiterul trebuie să lucreze cu slujba asta în adunare, să facă ungeri cu un de lemn. Pentru că vindecarea nu se face datorită mie. Eu când m-am dus, m-am ordinat ca prezbiter, eram mai tânăr, și m-am dus la o ordinare, la o ungere în spital și l-am luat pe fratele Șerban, era președintele nostru, mai cu experiență, frate Costică, vino și poate te ascultă Dumnezeu pe matare. Și el spune, măi Dragoș, nu e așa mai. Dumnezeu își onorează Evanghelia. Acolo spune să cheme prezbite, să-l ungă, să roage și Domnul va da vindecare. Dacă în locul lui Dragoș și Costică era Ion și Vasilii, lucrarea se făcea că Dumnezeu ține la cuvântul lui. Deci eu cred că Dumnezeu împlinește cuvântul ăsta și prezbiterul trebuie să facă lucrul acesta. Omul în lucrarea asta are trei lucruri de făcut și Dumnezeu trei lucruri. Ce face omul? Mărturisiți-vă unii alții păcatele. Omul trebuie să facă mărturisirea, ungerea și rugăciunea. Astea le facem noi. Iar Dumnezeu iartă, mântuiește și vindecă. Nu tare departe, dacă ați auzit de Elim, de Timișoara. Odată am fost cu frate și fratele Mitică Mos ne spune, măi, sunt dorinți ca să facă ungeri cu un de lemn. Eu zic, frate, mie nu-mi place lucrarea asta în Napoda. Am mai întâlnit, aici nu spun unde, că vin cu șervețele, 20 de șervețele. Și spun, dar pentru cine? Zic, că tăti întrebi mie. Păi unge șervețele și trebuie să iei, pentru ce? Odată o femeie ne-a spus, avea vreo 3-4 și scrie pe una, poliție, pe una primărie. Băi, femeie, unde le duci? Una e pentru poliție. Dar vrea poliția din sat la tine ungerea? Sunt oameni care nu cunosc. Și în Ieremia 48:10 spune, blestemat e cel ce face fără băgare de seamă lucrarea Domnului.
Noi suntem de acord cu ungerea, dar nu vreau să pierdem, adică să ajungem la desacralizare. Ne învățăm cu ungerea ca și colecta duminică. Ungeri, ungeri și de regulă aceleași persoane. Și la Timișoara când vin, cam aceleași persoane, dacă vin mai des, aceleași persoane vin la ungeri. Acum, nici asta nu este corect, e o lucrare sfântă, e o lucrare binecuvântată, e o lucrare sacră asta. Și trebuie să aibă respectul ăsta. Și când am spus, băi frate Mitică, întreabă exact, să ridici mâna cine vrea ungerea. Și au ridicat-o, numai la frate Mitică, 1, 2, 3, 4, da, 12. Acum oamenii ăștia să vină la mărturisări. Că așa scrie, mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Ei, acele 20 persoane au venit la mărturisări, au mărturisit și acum frate Mitică spune în timpul unei cântări, cei care doresc ungerea să vină în față. El s-a referit la cei 12. Știți câți au venit? Erați în adunare. Plin, aproape 100, 2, nu știu cât. Și eu zic, pe cine înșelăm? Să-i trimite înapoi, duceți-vă înapoi. Nu îmi permit, că străin printre voi. Dar Biblia rămâne Biblie, fraților. Adevărul rămâne adevăr și rânduiala rămâne rânduială. Amin? Omul trebuie să-și facă trei părți. Mărturisirea, ungerea și rugăciunea. Că înainte de trupul nostru, Domnul e preocupat de sufletul nostru. Și de multe ori, când am prezentat eu odată un studiu, parcă la Elim, despre vindecarea bolilor, am pus studiul acela pe 4 capitole. Primul capitol era originea bolilor și cauza îmbolnăvirilor noastre. Capitolul 2 era metode de vindecare, capitolul 3 darurile Duhului Sfânt folosite, și piedici în calea vindecării și în capitolul 4 diverse. Deci câteodată boala, câteodată, poate fi o pedeapsă pentru păcat. Nu spune 1 Corinteni 11 cu 30, din pricina aceasta sunt între voi neputincioși. Sau în Ioan 5 cu 14, du-te și să nu mai păcătuiești ca nu se întâmple ceva mai rău. Câteodată boala îi pedeapsă pentru păcat. Înainte de a face rugăciunea și de a face ungerea, trebuie rezolvată problema păcatului. Trebuie îndepărtat păcatul care-i cauza. Noi ne luptăm cu efectul. M-am îmbolnăvit, frate, fă ungerea. Dar de ce te-ai îmbolnăvit? Din ce cauză? Și eliminăm cauza. Eu aveam un scurt circuit pe un fir și mi s-a ardea becul. Și după aceea am schimbat vreo 5 becuri unul după altul, îmi spune, ceva nu e în regulă. Toate becurile sunt rele și am chemat unul și ziceam, frate, face scurt aici. Apoi vezi, rezolvă cu scurtul. S-ar putea ca boala noastră să fie o pedeapsă pentru păcat. Nu întotdeauna. Dacă nu-i pedeapsă pentru păcat, trebuie să rezolvăm problema păcatului. Odată poate fi ca o încercare a credincioșiei noastre, cum a fost la Iov. Iov era neprihănit și Domnul îngăduit boală pentru el, nu? Odată poate fi ca să proslăvească Domnul numele său. În Ioan 9 întreabă, cine a păcătuit? El sau părinții că s-au născut orb? Nu, nu a păcătuit nici el, nici părinții. S-au născut așa ca să se arate în el lucrările Domnului. Deci, boala are cauze diferite. Dar când cauza bolii este păcatul, trebuie rezolvată problema păcatului. Și rezolvă problema păcatului cel mai rapid. Se rezolvă prin mărturisire. Da? 1 Ioan 3:21. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Dar dacă ne osândește, scăpăm de osândire prin mărturisire. Isaia 59. Nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă, urechea lui-i prea tare, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Dărâmăm zidul. Și asta o facem prin mărturisire. Eu întotdeauna sunt pe principiu. Regula e asta. Excepțiile pot fi. Cel care vrea să facă, să-i se facă ungerea cu un de lemn și rugăciune cu punerea mâinilor, o persoană aceea trebuie să facă întâi mărturisirea și Doamne ajută-ne la aceasta. Oamenii fac trei lucruri și mai vorbesc de pluritatea prezbiterilor și cu asta închei. Spune să cheme pe prezbiterii biserice. Când boala e dată de un duh de boală, că există cazuri când boala e dată de un duh de boală, da? Din Luca 13 cu 16. Dar această femeie care este o fiică a lui Avraș pe care satana o ținea legată. Da?
Din Fapte 10 cu 37 și 38. Știți toată vorba făcută de Iisus, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe cei apăsați de diavolul. Din Iov, capitolul 2 cu versetul 7. Satan a lovit pe Iov cu o bubărea. Deci odată poate fi o legătură a vrăjmașului, o apăsare a vrăjmașului sau o lovitură a vrăjmașului. Când în spatele bolii este un duc de boală, acolo trebuie eliberare. Acolo trebuie o unitate între frați credincioși, între frați slujitori, ca să fie putere de la Dumnezeu. E o protecție împotriva acestor duhuri. Și mai este o protecție împotriva mândriei. Că dacă eu fac singur o ungere, două, trei și Domnul vindecă, chiar ajung să cred că sunt grozav. Dar când facem trei, patru frați și Domnul vindecă, eu m-aș bucura să fie prin mine. Dar mă gândesc, da, dacă l-o asculta pe el Domnul și nu pe mine. Dar când sunt mai mulți, e o protecție și împotriva mândriei, când lucrările astea se fac. Și Iacov a scris bine acolo. Eu acum nu știu ce vreți dumneavoastră, că m-ați luat prin surprindere. Aș putea vorbesc de rugăciunea pentru cei bolnavi. Dar dacă cineva vrea să îi se facă în mod special ungerea și rugăciune cu punerea mâinilor, recomand în scurt să facă mărturisire în timpul unei cântări. Dacă vreți o rugăciune comună pentru cei bolnavi, nici mai ușor, nici mai simplu, dar vouă vă trebuie credință. Și Doamne, dă-ne credință în rugăciunea asta. Eu am întâlnit vindecări făcute la rugăciune, am întâlnit vindecări făcute la propovăduirea Evangheliei. În adunarea numărul 1 din Botoșani era seara de evangelizare cu pocăiți și nipocăiți. Și predica un frate despre lucrările Domnului. Când s-a gătat adunarea, fratele Mircea Căuneac făcea ultimele anunțuri cu un microfon portabil din ăsta. Și sora Botoșanu, care era pe prima bancă, a spus: Mircea, dă-mi microfonul. Mircea o cunoștea, o soră pocăită, era prorociță, și ea a luat microfonul și a spus: fraților, eu am venit la adunare târâtă de două surori, uite două cârje, mă dor picioarele, nu, de multă vreme nu le mai simt. Vreau să spun că în seara asta, când se predica Evanghelia, Dumnezeu m-a vindecat, simt și unghiile la picioare. O luat cârjele, eram acolo, le-a pus: Mircea, ține-ți tu cârjele astea, n-ai ia și microfonul. Și-a plecat prima de la adunare, trăiește și-i vindecată de Domnul. În adunarea din Dănila, un frate predica despre vindecările Domnului. Acolo era o soră, Cernișov, care avea dureri groaznice de cap. Mergea la spital în fiecare lună la control și îi dau un tratament special. Când un frate vorbea de vindecările Domnului, ei i-au trecut capul. S-au dus acasă, au aruncat pastilele și au stat o săptămână. Și într-o săptămână nu mai durut capul. Eu m-am dus la ea și m-am dus la ea, am spus: măi, cum ai făcut? Că am crezut, frate. Eu zic: cum ai crezut? Zic că nu știu, dar am crezut. Că nu mai putut explica, am crezut și Domnul m-a vindecat. Și atunci, în adunarea din Dănila, au fost chemați niște frați ca să facă ungere la cei bolnavi. Inițial trebuia să se meargă într-o casă, să o dați zvon și au spus: fraților, mergeți la adunare. Eu i-am dus pe frați cu mașina la adunare, că am fost șoferul lor. Și când frații ăia s-au rugat, vreau să vă spun, toți cărora i s-au făcut ungerea, i s-au făcut Dumnezeu vindecat. În prima duminică a povestit fiecare cum Dumnezeu i-a vindecat. La un bătrân am fost acasă, era împuns de un taur. L-a împuns un boi, o deplasa niște inele și de 4 ani sta pe scaun și dormea așa. Nu putea să doarmă, că nu se putea întinde niciun fel. În urma ungerii Dumnezeu l-a vindecat, făcea gimnastică acolo în fața noastră. Soția lui era bolnavă, avea diabet și privirea slăbită. I s-a făcut ungerea cu un de lemn și după ungere o lua Biblia și în fața frații o citea din Scriptură fără ochelari, că Dumnezeu o vindecat-o. Și nu mi-ar ajunge vremea mult să vă spun de vindecările Domnului. Cel care lucrează e Dumnezeu. Și în toți anii de slujire am mai învățat un lucru. Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Cu niciun predicator, cu niciun păstor, cu niciun vindecător. Toată slava e a lui Dumnezeu. Și dacă vreți să faceți o rugăciune pentru cei bolnavi, ne rugăm, fratele Liviu ne va conduce, în aceasta va organiza. De fapt, nu știu ce vreți, dar cei care vor vindecare, Domnul să le dea vindecare. Amin.